micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Roller coaster. E gata! Putem să-l încercăm acum? Trebuie să strângem aici mai tare și acolo încă puțin. De câte ori să mai strângem? E un mecanism complicat. Trebuie să funcționeze perfect ca un ceas. Acum e bine? Cred că da. Aproape. Trebuie mai întâi să-i facem un test. Asta spun și eu, pornește-l! Nu, așteaptă-mă aici. Și să nu atingi nimic. Cele mai simple atracții pentru distracție sunt leagănele, caruselele și toboganele. Acestea se găsesc în orice loc de joacă. Dar toată lumea iubește marile parcuri de distracții, unde poți fi ridicat sus, sus de tot cu mare viteză, te poți învârți rapid sau chiar poți fi întors cu capul în jos. Înainte de a le deschide pentru public, aceste structuri sunt supuse și unor inspecții lungi și amănunțite, iar primii pasageri sunt ori niște sași grei, ori manechine de plastic. Wow! Am ajuns la locul potrivit! Acesta e un roller coaster? Al meu și al lui Digi. Hei! Digi a spus să nu-l pornim! Mai întâi trebuie să-l testăm! Atunci testează-l pe noi! Fără Digit? Digit în sus, Digit în jos! Se frică să-l pornești singur, nu? Mie? Ei bine, da! Digit are voie și tu, nu? Ai dreptate! Și eu știu la ce folosesc aceste butoane! Sunteți gata? Asta-i tot? Da, mai bine l-așteptam pe Digit. Bine, o să ies. Dar acum! Bine, dă-ne drumul de aici. Gata cu glumele! A fost super! Încă o dată! Bine? Poți să-l oprești acum. Hei, glumești? Fie. Încetinește-l! E de ajuns! Maneta! Și cât timp vom atârna aici? Parcă ai spus că știi la ce folosesc butoanele acelea. Am crezut că e mai simplu de atât. Stai, nu mai atinge nimic. Ai făcut destule teste pe noi. Preferăm să stăm atârnați. Pe unde o pierde vremea Digit? Nu, Lic, nu ți-am interzis să te atingi de mașinărie. Dacă gemenii ar fi căzut de acolo de sus. Când te urci în orice fel de loc din parcul de distracții, chiar și unul mai mic, e bine să respecti niște reguli pentru siguranță. În leagăne și carusele, ține-te foarte strâns. Înainte de a te da într-un carusel mare, scoate din buzunare toate jucăriile sau telefonul, pentru că acestea pot să cadă la viteză mare. Verifică dacă centurile de siguranță sunt fixate în mod corespunzător și sub niciun motiv nu le deschide. E periculos să mănânci în timp ce te dai. Te poți înneca cu mâncarea și îl poți murdări pe cel de lângă tine. Urcă-te doar în tiribombe avizate și supravegheate. Și bineînțeles, nu uita că nu ai voie să atingi nicio parte a mecanismului. Respectă aceste reguli simple și bucură-te de plimbare! Roller coasterul e oficial deschis. Da, în sfârșit. Pot să mă dau și eu? Dacă nu l-am testat îndeajuns. Singurul lucru care nu a fost testat de ajuns sunt nervii inventatorului.
și știm exact cum să-i testăm. L-am prins! Nu sunt prea sigur de asta. Încă nu am încercat butonul acesta. Nu-l atinge, e o surpriză! Era o surpriză pentru Tula. Să ne mai dăm o dată! Unu, doi, realitate trei, virtuală. Patru, cinci. Cine nu e gata, le-au cu lopata? Tu-l cauți pe Tom, iar eu pe Katia. Wow! N-am găsit pe nimeni așa repede până acum. Doar pentru că sunt mare, nu-i așa? Asta nu e o problemă și pentru Katia? Ea unde se ascunde? Voi sunteți așa de micuți încât vă ascundeți. Și toate celelalte sunt mai ușoare pentru voi. E sigur de asta? Aș fi bucuros să devin un fixichi pentru o perioadă. Dar? Ce păcat că nu este posibil. Este posibil. Cum? Cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală. Așa e! Întâmplător, Katia are o pereche. Ce păcat că va rata cea mai interesantă parte. Ați prea bun, nu-i puteți găsi fără mine. Ups. În interiorul unei perechi de ochelari de realitate virtuală se află două lentile care primesc imagini. Ambii ochi văd imagini similare, dar filmările sunt realizate de camere așezate în unghiuri diferite, ceea ce determină creierul să creadă că este o singură imagine tridimensională. Indiferent de cât de mult vei întoarce capul, nu poți vedea marginile imaginilor. În plus, niște senzori înregistrează toate mișcările tale, astfel încât ochelarii pot fi folosiți să te joci, să crezi că ești într-un parc de distracții sau chiar să faci exerciții. Am terminat! Am pus un joc foarte tare! Acum vom vedea ce fel de fixichi ești tu! Trebuie să te duci în bucătărie și să repar prăjitorul de pâine! În 5 minute! 3 vor fi de ajuns pentru mine! Pornește-l! Oh, totul e așa de uriaș! Oh, vai de mine! Sari! E prea sus! Ți-am spus că nu o să rezici nici măcar un minut? Tidiș! N-a fost așa de greu! Acum încearcă să mergi pe scări! Sunt doar 3 pași! Sigur! 133! Aleargă, Thomas! Aleargă! Și unde sunt fixi bordurile? Fixichii se bazează mereu pe propria inteligență. Tom Thomas, apucă frânghia din fața ta. Trebuie să încercăm și noi jocul ăsta. Șosețică? Bună, drăguțo. Șosețică? În casa mea? E o glumă. Sunt eu! Nu te bucura înainte! Încă trebuie să repar prăjitorul! Mai ai doar un minut! Cum o să fac asta fără rucsacul fixichi? Păi... Și asta este o glumă! Ajutați-mă! Ajutor! Ascunde-te în prăjitor! Ești un fixi până la urmă! E întuneric aici înăuntru și părul meu nu luminează! Salvați-mă! Nu mai vreau să fiu un fixichi! Primii ochelari pentru vizionarea imaginilor tridimensionale au fost inventați încă din secolul al XIX-lea.
Dispozitivul respectiv se numea stereoscop. Nu vă amintește de ceva? Astăzi, oamenii poartă ochelari asemănători atunci când vizionează filmele 3D. Dar să ne întoarcem în secolul trecut. Atunci a fost construit primul aparat de realitate virtuală pentru amuzament. Când o persoană și-ar fi introdus capul în acel aparat, s-ar fi simțit, de exemplu, ca un pilot de curse. Ar fi văzut imaginea, ar fi auzit sunetul și ar fi simțit mirosul. Și scaunul de sub el ar fi vibrat. În zilele noastre nu mai este nevoie să stai într-un singur loc. Pur și simplu pui o cască pe cap, iei o pereche de senzori și ești în joc. Ajutor! Ajunge! Dă-ți ochelarii jos! Cine sunt? Unde mă aflu? E ușor să fii un fixichi, nu-i așa? N-ai nicio grijă pe lume. Prefer să rămân om, sincer să fiu. Am adus alt joc pentru noi. Măcar aici nu trebuie să mă ascund de nimeni. Din nou tu! Nu!